Bine v-am găsit la o nouă întrunire a Asociației Căsătoriților Anonimi. Avem în mijlocul nostru, în premieră, câțiva observatori și un câine. Studiile arată că persoanele sexy au, culmea, cele mai mari probleme în cuplu, așa încât propun să ia cuvântul cel mai sexy dintre noi. Sau nu fi, credeam că aceasta e întrebarea. Însă tu mi-ai demonstrat cât de gravă era eroarea. Chiar în ziua în care ți-am declarat că te iubesc non-stop, necondiționat, chiar în ziua aia m-ai întrebat: de ce mă iubești? Și eu m-am blocat, stăteam și tăceam, iubito. Mi-era frică să răspund, pentru că știam că trebuie să fie un răspuns cât se poate de profund. Și cum stăteam și tăceam așa, te-am auzit zicând: aha, deci trebuie să te gândești de ce mă iubești? Și eu am zis: nu, 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 iubita mea, ascultă-mă, ascultă-mă, te iubesc pentru că ești iubibila, ești iubibila. Că ești atât de iubibil încât n-am încotro, trebuie să te iubesc. Și tu ai zis: da, explicația nu era, dar să știi că mă așteptam la mai mult, la mult mai mult din partea ta. Mă așteptam să spui că sunt adorabilă, adorabilă. Ce greșesc? Și eu am zis: iubitor, eu te ador doar când taci, în rest te iubesc. Cum? Eu te ador doar când taci. Ești iubibilă, ești iubibilă. Ești iubibilă, ești iubibilă. Ești iubibilă, am mare, gele, 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 gele. Ești iubibilă, am mare, gele, 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 gele. Ești iubibilă, am mare, gele, 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 gele. Ești iubibilă, iubibilă, da, gele, 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 gele. Iubibilă, alentabilă, giugiulibilă, responsabilă. Ești nimeni? Suntem primii?